Doliu în lumea sportului românesc Constantin Titi Udrea, unul dintre cei mai buni arbitri internaționali, a încetat din viață. Doliu în lumea rugbiului românesc Constantin Titi Udrea, jucător al acestui sport, dar totodată și unul dintre cei mai buni arbitri internaționali, a încetat din viață astăzi. Cunoscutul arbitru avea vârsta de 88 de ani, iar în prezent nu se știe cu certitudine cauza decesului. Lumea sportului românesc este în doliu, după ce unul dintre marii arbitri internaționali, fost jucător de rugby, Constantin Titi Udrea, a murit. Acesta s-a născut la București pe 21 mai 1933 și încă de mică a fost un adevărat fan al rugbiului, astfel că fost mult timp un jucător excepțional. În anul 1947 a debutat la Metalul București pe postul de centru, avându-le ca antrenor pe Toma Moldoveanu și a fructificat pasiunea pentru acest sport și s-a făcut remarcat de multe ori în România. Mai mult decât atât, a jucat pentru Gloria București avându-i colegi pe Mihai Naka, Paul Soare, Mircea Vatui, Mihai Gavricii, Dorel Dumitrescu. A avut mai multe funcții de-a lungul vieții. După ce și-a încheiat perioada în care a fost jucător, Constantin Titi, Udrea nu a părăsit definitiv acest domeniu, ci din contră, a rămas aproape de rugby, însă ca arbitru. A oficiat aproape 500 de meciuri în campionatul intern, dintre care 18 partide internaționale, 1975 și 1988, alături de Teodor Uiting, Gabriel Eftimescu, Ioan Vasilica, Puiu Huștiu. Totodată, arbitrul a deținut mai multe funcții oficiale, astfel că de-a lungul vieții a fost secretar general adjunct al Federației Române de Rugby între 1993 și 2000, președinte al Comisiei Centrale de Arbitri între 1992-2000, președinte al Comisiei de Competiții al FRR în perioada 1993 și 2000, dar și secretar general al Asociației Municipale de Rugby București între 2000 și 2005.